Să știi că în fiecare miercuri încercăm să-i ducem pe invitați în Da. locurile unde au copilărit și uite, vreau să rămâi aici ca să ne uităm, Da. să-l vedem și pe Mihai Dedu și poate odată ne iei să mergem unde ai copilărit și tu. Haideți să Ok. vedem imaginile cu Mihai. Așa să te întorci un pic pe urmele copilăriei după atâția ani? Nu sunt încântat, sunt emoționat. Serios, eu n-am mai fost de foarte mult timp aici. Chiar dacă am trecut cu mașina în zonă, dar chiar aici am locuit și ai așa un sentiment, indiferent, poți să zici, mamă, ce puternic sunt, știi? Dacă stau așa și mă uit, vezi? Nu se cred! Serios, deci chiar am emoții, pe cuvânt. Mi-aduc aminte de multe lucruri, de foarte multe lucruri. Străzile astea erau pline de copii acum 45-50 de ani. Ce fel de copil ai fost? Zvăpăia rău de tot. Nu stăteam locului, eram titirez. S-a mai liniștit abia în clasa a 5-a, atunci când s-a apucat de atletism. Mai fi vreun vecin așa de atunci, de pe vremea... Nu știu, încercăm, vedem. Vedem cum intrăm mai întâi. Ups. Ups. Asta nu e. Vezi tehnologia? Acum, acum 45 de ani... 50 de ani, ușa asta era la perete. Și vreau să spun ceva, caloriferul a rămas incredibil. Deci caloriferul este același, doar că l-au vopsit. Iarna erați toți copii aici. Iarna pe eram scară. Toți, nu, aici făceam un derdeluș cu apă și dacă era ger, îngheța și ne luam având de aici și săream ca nebuni. Și când eram praf aici, toată lumea, căciulițele, fularele, mănușile, l-au uscat. Dar s-au uscat și o luam de la capăt. Mi bine, se pare corect. Până când s-auzeau ușile. Cu tărică, Bucurel, sus! Da, sus! Da! A terminat. Aici jucam fotbal. Hai să vă arăt ceva. Păi e ceva loc, ce să zic. Deschideam ușa larg și aici, așa. Deci ușile s-au păstrat, chiar, nu știu, geamurile. Un geam de ăsta l-am spart eu. Deci alergam, o alergam pe Rodica, apartamentul 26, Drăgan, etajul 1, îți spun. Și am închis ușa și nu era geam de ăsta, era de la transparent. Și am trecut prin el. M-am tăiat. Aici stătea familia Bolohan. Aici familia Spiridon. Deci n-am cum să uit. Fii atent ca să... Familia Bănică. Familia Drăgan, familia Ciungan, familia Dimcea. Ai fost administrator aici, nu. Cumva, la un moment dat. Încercam la doamna Dimcea? Da, normal. Incredibil. Deci a rămas... Deci acum 40-50 de ani era la fel. Aceea sonerie. Da, și scrisul. Scris identic. Da. Să rămână, doamna Dimcea. Ne primiți? Da, cum să nu vă rog, ușa de sus. Da? Deci am niște emoții cumplite. Auziți, veniți aici, doamna Dimcea. Că... Veniți, spuneți, vină și la mine, dar să spuneți unde vorbeai cu mine. Aha! Puneți-mi două vorbe despre Mihai. Cum era el când era copil? Foarte năzdrăvă. Mai avut noi doi o poveste. Când am mers la chirurg. A, când m-am tăiat. Când s-a tăiat. Dar m-am tăiat foarte tare la mână. Era nimeni aici, numai tu eram țapis da. Pe și tot. Da, păi dumneavoastră ați fost mereu. Ne-am urcat în mașină și mergeam cu Batista albă ca să facem drum până la Grigore Alexandrescu. Da, am fost foarte rău tăiat la mână. Un milimetru să-mi tai tendonul. Dar ce mai făcuse aici? Am vrut să desfac o conservă de suc de mere și morcov. Și am pus cuțitul și am trecut cu mâna direct pe unde așa nu trebuie. Așa fac și eu astăzi. Da. Și a mai fost, doamna Dincea, a fost îngerul meu păzitor, ca să zic așa, pentru că la un moment dat am făcut scarlatină. Și ca să nu fiu în spital și să fiu internat și să rămân acolo, ambulatoriul dumneai mi-a făcut toate injecțiile. Penicilină V, parcă nu la vremea sau ce am da, făcut. Da, da. Și stătea la injecție, era frică, cum era? Nu, mi-era frică, nici rău. Nici n-avea, fugea așa. Frică, da, mai puneam și piciorul pe picioarele. Mă țină? Așa. Nu, nu mai stăteam. Da, a scăpat cu rinichii. Curat, nu știu. Corect, așa este. Sănătos, așa. Voios. Da. Mă uit de multe ori și zic, Mihăiță, n-ai să încapi negran, Mihăiță. Spuneți-mi cum e când îl vedeți la televizor. Mă bucură că face parte dintre copiii mei. Mă, ce frumos. Da. Să rămână. Da. Să rămână.
Deci mie nu vine să cred că au trecut 50 de ani. 50 de ani de când bătea mingea în spatele blocului, cât era ziua de lungă. Ia uite ce s-a întâmplat aici, Dumnezeule. Ia uite teren de fotbal. Capul meu, dar nu era așa ceva. Vai, vai, vai. Păi stați un pic, s-a schimbat enorm. Da, deci nu recunosc absolut nimic aici. Nici bătătorul? Ba da. Doamne, ce făceam aici? Știi, uite așa mă întindeam. Deci la vremea aia și ne dădeam, să nu se rupă, Doamne, iertă-mă. Și ne dădeam și ne băgam pe aici și pe sus și pe jos și ne cățăram și făceam, ne învârteam. Doamne, vai, au tăiat plopii. Deci acești plopi au mai bine de 40 de ani. Sărut mâna, stimată doamnă Bolohan, iată o nouă vecină. Sărut mâna! Bă, aia când te urcai... Ce să crezi, doamna Bolohan, că am îmbătrânit, n-am crezut. Așa, Tania, zice, mama, ți-l amintești... Tania este fata dumnei. Da, zice, mama, ți-l amintești pe Mihai, aveai vreo 3 ani și ceva, te-ai urcat odată în mașina domnului Dedu și ai făcut așa câteva ture. 4-5 ani, n-aveai mai mult. Poftim. Da, hai ce mă bucur. Să rămână. Ce-ți face feciorul? S-a îndrăgostit? Bine, mulțumesc. Da, a crescut și el. A crescut. Ce face mama, tata? Să rămână, mulțumesc. Bine, mă bucur, Mihai, din suflet. Să rămână. Numai bine, pa. Sănătate multă. Să rămână. Școala a fost pentru el un subiect sensibil, chiar dacă imediat după cutremurul din 1977 a fost foarte dezamăgit când a văzut că e tot acolo, acum i-a făcut mare plăcere să se întoarcă la școală. Toată viața mi-am dorit să intru la profesor, n-am reușit. Da. Cum e? Deci, practic, păi cât? 45 de ani și 2 luni. Păi eram boboc. Bine ați venit. Mihai un pic pe urmele copilăriei. Sărâna. Nu știu ce calitate se reîntoarce ca domnul Mihai Dedu prezentator sau domnul Mihai Dedu copilul de altă. Copilul de-a... V-am spus. Vă rog, semnele distinctive. Nu mai carnetul de note. Aoleu, păi știți câte carnete de note? A schimbat? Eu, da. Mama săraca, ea semna întotdeauna să nu vadă tata. Și doamna învățătoare, Dumnezeu să o odihnească, cam la o săptămână îmi dădea alt carnet, pentru că nu mai era loc la mențiuni de trecut nimic. Super. Păi hai să mergem un pic și în sala de clasă. Hai să mergem. Doamne ajută. Bine. Uite ce sălți superbe și ce mese. La noi erau rândul 1, rândul 2 și rândul de la geam. Culmea, pentru că pe atunci era foarte mic de înălțime, Mihai a fost condamnat să stea numai în primele bănci. La catedră vreau să stau, că mi-a fost și mie drag, dar catedra era acolo, da? Și era o măsuță, nu, o masă. Eu mereu trebuia să șterg tabla. De ce? Ștergeam tabla? De ca ce? Să ies din clasă. Să uzi buretele. Bineînțeles. Dar uite cum am mai găsit abecedarul ăsta. Doar... Mai aveți abecedarul vechi. Deci și matematica abecedar și abecedarul. Așa arătau abecedarele, da? Mi-am adus aminte. Vreau să am o meserie. Mă întrebau toți. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Șofer. Șofer. De ce? Îmi plăceau la nebunie șoferii de petrolebus și autobuz. Oh, doamne. Cum trec ani, nu? Da. Păi exact asta vă spuneam. Cum să treacă? Au trecut. Nu mai zic că mi se face rău. Cea mai vizată, în schimb, să vorbească despre Mihai Dedu Junior este mama acestuia. Era un copil normal și dacă ar fi fost altfel, aș fi zis că e bolnav. Era plin de energie. Aha, bagă. Era plin de voie bună, de pentru el blocul, scara, spatele blocului. Toate au fost extraordinare. Au fost extraordinare. Am putut să-l las liber, nu aveam niciun fel de probleme, dar în permanență eram capul pe geam. Dar a făcut-o, tot mi-a făcut o dată. Ce a făcut? Și-a lăsat bicicleta exact în alee, a plecat singur pe unde mă duceam eu cu el de mânuță, s-a dus în stație, a știut unde e stația de autobuz, s-a oprit. Și orice mașină care trecea, începea să strige, stai 41 că mă duc la tata al meu. Am fost înnebunit după autobuze. Per total, un copil... Probleme. Minunat. Minunat. Un copil minunat și un coleg minunat. Mulțumim mult, Mihai Dedu.
că ne-ai lăsat să mergem cu tine în locul unde ai copilărit. Îi mulțumim mult de tot și Laviniei că a fost astăzi alături și de mulțumesc. Noi și pentru că oarecum am vorbit de știrile de dimineață, îi transmite multă sănătate și lui Busu. Da, multă, multă sănătate și el știe că noi ne gândim la el și este în inima noastră în fiecare clipă. Este un om senzațional și exact cum zici tu, ne gândim la el și Doamne ajută să fie totul perfect. Uite acum o să vină și o să ne povestească în stilul caracteristic despre pățanie. Abia aștept până una alta. Îți mulțumesc mult de tot. La tine și la copii.